Agenția Națională de Integritate a anunțat astăzi faptul că fostul președinte al Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, a fost găsit incompatibil. Potrivit ANI, acesta ar fi încălcat una din legile potrivit căreia funcția de vicepreședinte local sau județean este incompatibilă cu funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al Consiliului de Administrație sau cenzor la regiile autonome și societățile comerciale de interes local, înființate sau aflate sub autoritatea Consiliului Local ori a Consiliului Județean respectiv sau la regiile autonome și societățile comerciale de interes național care și-au sediul sau care dețin filiale în unitatea administrativ teritorială respectivă. Mai exact, în comunicatul emis de ANI se arată că între SCGU, instituția aflată în subordinea CJC și o societate în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat, a fost încheiat un contract de prestări servicii în valoare de peste 200.000 de lei. Cristinel Dragomir a mai fost odată în vizorul ANI în 2013. Fostul vicepreședinte CJC a fost găsit incompatibil pentru că în perioada 23 iunie 2008-15 ianuarie 2010 ar fi exercitat două funcții, cea de vicepreședinte și cea de administrator al unei societăți. În cauză, Cristinel Dragomir a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare și identificare, precum și despre drepturile de care beneficiază.